Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Să trăiți? Bine. Până la urmă, nu știu. Să trăiți e important în perioada asta. Că de trăiți e important. Lucrurile s-au schimbat mult de la alegerile din când erau 2000. Erau în 2004. Și aveam sloganul să trăiți bine. Acum în contextul ăsta al confruntării armate, să trăiți. Rezumă la să trăiți. Să trăiți, că de-aia se și spune în armată, domnul Zanfir. Se zice să trăiți, pur și simplu. Idee, un îndemn, e o decizie până la urmă, să trăiți. Vin trupele americane în România, Joe Biden a decis în urmă cu puțin timp, 1000 de soldați vor fi trimiși aici în regiune, în regiune în sensul că în România, că mai sunt trimiși și 1000 și în Polonia. Mai sunt și alte regiuni. Se împrăștie soldații americani pe tot flancul acesta estic, de care sigur că suntem foarte legați noi români. Păi, sunt foarte legați că aici stăm. De aici suntem. Practic suntem legați noi de aici suntem. În cel mai propriu sens al termenului, legarea de glie, dincolo de gestul voievodului Mihai Viteazu, nu vreau să vorbesc despre asta, a fost o decizie controversată, nu aș vrea să plonjez în istorie, să fac analize de personaj, că ai văzut, au mai analizat unii alte personaje istorice și ai văzut cât scandal s-a făcut. Nu vreau să vorbesc despre domnitorul Mihai Viteazu, dar vreau să vă spun că legarea de glie are totuși un sens, în sensul în care, bineînțeles, suntem legați aici de glie, oricând ne-am dorit să ne așezăm în altă parte în Europa, nu putem decât la nivel individual, România aici rămâne. Este oficial în momentul de față, Joe Biden trimite 1000 de soldați, așteptăm aici, sigur că e o stare de emoție, vin americanii, de mult timp așteptăm acest lucru, sigur că erau deja aici, dar mai trimite încă 1000. Mai erau americani aici în regiune, nu e ca și cum sunt primii americani, mai trimite încă 1000, om trăi și om vedea. Până la una asta alta. E o speranță, domnul. Da, rămâne în zona de optimism. Om trăi și om vedea. Și om vedea. Da, n-ai de unde să știi până la urmă care e planul omului ăluia, că e foarte montat. La care te gândești? La Vladimir. Prin omul ăla îl definești pe Vladimir Putin? Așa e. Eu știu ce o fi în mintea domniei sale. Cert e că există niște nemulțumiri clare, exprimate într-o manieră de-a dreptul explicită. Ieri, în urma întâlnirii cu premierul Victor Orban, a spus: sunt foarte supărat. Nu știu dacă e chiar așa, dar cam asta am înțeles în pe text. Români și pe polonezi. Deci mă deranjează puternic. Am înțeles că aveți lansatoare de rachete. Noi știam că avem elemente ale scutului antirachetă, la de veselu, adică ceva defensiv, ceva să ne protejăm și noi. Nu de alta, dar avem experiențe nefericite din punct de vedere militar cu, mă rog, nu Federația Rusă, dar cu ce a fost înainte de Federația Rusă, adică Uniunea Sovietică. Și pe... Apropo de rachete, o avem și pe Simona Halep, care deranjează până la urmă. Da, am înțeles că e pe punctul de a se retrage. Nu e sigură că acum va mai continua, deci pe racheta ei nu ne bazăm, domnul Buzăianu. Președinte, în schimb ne bazăm pe clasa de golf a președintelui Klaus Iohannis, care a stat de vorbă cu Zelenski, cu Volodimir Zelenski. Cu președintele Ucrainei a discutat președintele României. Denumiri de-astea ucrainene din ce în ce mai des, au stat de vorbă la telefon, să vedem ce au concluzionat. În cadrul discuției dintre cei doi președinți, Klaus Iohannis a anunțat că sprijină în continuare cooperarea bilaterală în plan juridic, economic, comercial și cultural, precum și în privința cooperării transfrontaliere. De asemenea, Iohannis și Zelenski au discutat și despre situația de securitate din regiune. Președintele României l-a asigurat pe Volodimir Zelenski de faptul că țara noastră se menține ferm pe poziții și va oferi sprijin Ucrainei în vederea păstrării suveranității și integrității teritoriale, dar și susținerea aspirațiilor sale în ceea ce privește spațiul european și euroatlantic. Ba mai mult, Klaus Iohannis a catalogat amenințarea sub care se află Ucraina drept inadmisibilă și și-a exprimat dezacordul cu privire la încercările de amenințare cu folosirea forței și tentativa de subminare a securității Ucrainei. Iar încă o dată, șeful statului a subliniat susținerea pe care România o are față de Ucraina în vederea alegerii propriilor opțiuni de politică externă și de securitate. Klaus Iohannis a ținut să aducă în discuție și că Ucraina ar trebui să recunoască oficial inexistența limbii moldovenești pentru ca astfel să sprijine minoritatea românească din țara vecină. Invitat la emisiunea Bună România de la postul nostru de televiziune, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a comentat cererea lui Iohannis. Este o cerere care ar fi trebuit, după părerea mea, săptămânal să figureze pe agenda bilaterală și nu neapărat într-un moment de criză, pentru că a conecta situația acum în ceea ce privește presiunea total inadmisibilă a Federației Ruse pe Ucraina nu mi se pare cea mai inspirată. Acum, știți cum e?
Avem și oameni în fruntea țării care se și pricep. Ce tineri eram, domnul Buzeanu. Credeam că ne referim la domnul Giaconescu, care e tânăr tot timpul. No, acum, o de actualitate, da. Era mai tineri la imaginile astea. Era mai tineri cu o zi. Erau de ieri, nu știu dacă mai țin minte. Avem în frunte totuși și bun negociator. Uite, de exemplu, domnul Aurescu, care, cum era dânsul așa, a dat un interviu important la CNN, i-au pus oamenii aceia întrebări și el a răspuns, hai să urmărim. Și mai mult decât interviu acordat, domnul Aurescu este artizanul unei întâlniri extrem de importante care va avea mâine loc la București. Da. Mâine la București se vor reuni miniștrii de externe ai țărilor din această regiune și vor discuta despre ce anume se mai poate face pe calea dialogului. Cum îi dăm de cap? Asta este exprimarea de specialitate. Cum îi dăm de cap, da, pe calea negocierilor diplomatice. Sigur. Haideți să-l urmărim pe ministrul de externe a României, domnul Bogdan Aurescu, într-o intervenție pentru CNN. The support for the Euro-Atlantic values is very high in Romania. So that's why we have asked for the consolidation of the NATO presence in Romania, for the consolidation of US troops in Romania. And we are very glad that not only United States, but also France has decided to deploy more troops in Romania. Întrebat despre ce rol joacă România în dialogul diplomatic curent, ministrul afacerilor externe a răspuns că România va găzdui summitul a 9 miniștri de externe pentru a discuta despre securitatea în regiunea Mării Negre. The 3rd of February I will host in Bucharest a meeting of the foreign ministers of the Bucharest 9 format, which is the format gathering all 9 allies on the eastern flank. Together with the French Minister of Foreign Affairs, who is visiting Bucharest on the same day, in order to discuss about the security situation in our neighborhood, in the Black Sea region. Aurescu a vorbit și despre solicitările Rusiei, dar și despre răspunsul NATO la acestea. The NATO reply on the proposals advanced by Russia in December, and also the US written reply to that those proposals. We're quite clear in that respect. Any kind of demand for withdrawing the NATO troops and equipment deployed already on the territory of the Eastern Allies is something which is very much linked with the Article 5 commitment of the NATO allies. Știu că ați remarcat, noi aici în regiune avem foarte mulți analiști militari, foarte mulți oameni specializați pe zona asta militară. De fiecare dată când declanșezi pe cineva, te învăluie pur și simplu în certitudini. Domnul Cristian Diaconescu este dintre cei care își păstrează totuși o notă de aia și sunăm să beneficiem de experiența dânsului. Își păstrează totuși o notă acolo de calm în definirea lucrurilor, pentru că toți sunt izbucniți pur și simplu, tuturor le e clar ce face Putin, ce are în cap ăla, ce are în cap ăla. Toți au clar în cap ce urmează să se întâmple. Deci stau și mă gândesc, domnul Zanfir, că noi părem singurii care corora nu le este clar. Adică de fiecare dată când ascultă aceste intervenții, aceste evaluări asupra situației, mă gândesc, băi, eu și cu Răzvan suntem singurii, dar nu înțelegem exact ce urmează. E, poate ori mai fi și alții care nu înțeleg, domnul. Dumne, eu n-am văzut pe nimeni să vorbească la televizor cum vorbim noi, într-o stare de mirare, într-o stare așa de expectativă, practic. Stăm și urmărim, domne, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă. Bine, noi nici nu avem toate datele, probleme, ăsta e motivul pentru care apelăm la experiența și expertiza foștilor miniștri de externe. Mi-am consultat pe domnul Diaconescu, pe domnul Cioroianu, pe domnul Bacosi. Oameni care până la urmă stau, evaluează niște fapte. Dar în această perioadă mărturisesc că sunt mult mai interesat de opiniile celor care analizează datele și nu de părerile celor care au valențe de cititor de gânduri. Putin va ataca. Sau, dimpotrivă, Putin doar se încordează. Deci, nu-mi plac oamenii care au atât de multe certitudini în ceea ce privește viitoarele decizii ale președintelui rus. În altă ordine de idei, pentru a reveni la subiectul pe care l-am inițiat, da, prin acest fragment din interviu acordat de ministrul de externe Bogdan Aurescu pentru jurnaliștii de la CNN. Este o apariție mediatică extrem de importantă. CNN tratează, îți dai seama, cu atenție și îngrijorare subiectul tensiunilor de aici din regiune, iar intervenția ministrului de externe e una extrem de importantă, inclusiv pentru publicul american. Rolul României este determinant în ecuație. Mâine va avea loc această întâlnire, va fi în formatul București 9, B9, da, consultări cu miniștrii de externe din regiunea Mării Negre, va participa și ministrul de externe francez. Și la invitația
ministrului de externe român va veni la București pentru a fi parte în această discuție. O surpriză? Domnul Vladimir Putin. Ministrul de externe ucrainean. Da. Și e foarte important. Observăm că ieri aveam confirmarea unui dialog destul de amplu, dialog telefonic, dar nu mai contează în era tehnologiei cum anume se desfășoară discuțiile, între președintele român și președintele ucrainean. Cu această ocazie, președintele României a reiterat anumite solicitări ale noastre ca stat față de Ucraina. Ucraina care are nevoie de România în momentul de față și un moment oportun să negociem, chiar dacă nu negociem sprijinul pe care l-am oferit, e bine să spunem că în contextul ăsta e un gest de normalitate ca Ucraina să-și reamintească o serie de obligații pe care le are față de statul român. De cum ar fi Munga să ia act de inexistența limbii moldovenești? Una dintre soluții. Președintele maghiar a venit și a spus în felul următor: dom'le, noi nu negociem nimic, noi nu participăm la această problemă, tocmai pentru că etnicii noștri de pe teritoriul Ucrainei sunt tratați așa cum sunt tratați. El n-a mai negociat. Și etnicii români de pe teritoriul Ucrainei sunt discriminați într-o manieră evidentă. Noi în vară chiar am realizat câteva emisiuni pe acest subiect. Dar e o politică a pașilor mărunți. Nu e un moment în care să șantajezi o țară posibil victimă a Federației Ruse. Pentru că un conflict la granițele României nu e ceva ce și-ar dori România, cu toate oportunitățile care ar veni din acest neplăcut incident. Deci, ieri discută președintele României cu președintele Ucrainei, mâine avem o întâlnire mai largă la care participă, repet, la invitația ministrului de externe român, ministrul de externe din Ucraina. Mi se pare că pe zona canalelor diplomatice România își face treaba. România participă la aceste discuții cu un rol de... Ba chiar le organizează. Ba chiar le organizează. Organizează și participă, da, organizându-le. Între timp, să știți că tensiunile militare din regiune continuă, că avem tensiuni și aici. Avem tensiuni și aici în București. De exemplu, una dintre tensiunile importante, ați văzut în spațiu public, este legată de tensiunea domnului Arșinel, care a crescut. O, deci escaladează... Escaladează! Escaladează conflictul. A crescut. Deci am pornit de la... A crescut tensiunea. Am pornit de la, de la problemele, problemuțele geopolitice în nordul României, Ucraina, și, plonjăm în dita mai războiul. Într-un război. Pe seama vieții și operei domnului maestrului, dacă-mi permiți. Am văzut că... Ăsta e termenul de specialitate. Arșinel, Alexandru Arșinel. Chiar l-am văzut, dacă îl cunoști, pe cunoscutul interpret de la Partidul Național Liberal, domnul Pavel Popescu. Firesc e să fie auzit de domnia sa. Renumit am văzut... În prisma profesiei... Renumit am văzut pe ideea unei bune relații pe care o are cu americanii. Așa am văzut că a fost prezentat ca fiind un prieten al american. Pavel Popescu, prietenul americanilor. Și aseară când zapam, îl imeresc la domnul Gâdea pe domnul Pavel Popescu, care vorbea emoționat. Uite așa, să te-a emoționat și zicea: îmi pare rău că trebuie să vorbesc și eu la partid, să vedem ce putem face pentru maestrul Alexandru Arșinel. Băi, am înnebunit, maestru Alexandru Arșinel. Păi nu e maestru, domnul Buzenu. Dom'le, toți sunt maestri, domnule, nu mai ieșim din zona asta, toți trecuți de 70 de ani sunt maestri, adică e o definiție totuși. Credeam că am stabilit, domnul Buzenu, că dacă ajungi la o anumită vârstă în profesia ta, primești titulatura de maestru. Maestru Arșinel, necăjit în legătură cu faptul că nu mai este director adjunct al teatrului pe care îl va prezida altcineva. Urmărim toate detaliile acestui scandal monstru și revenim cu un document care poate va fi relevant, poate nu, un extras din declarația de avere a maestrului. O declarație, cum a dat domnul Gâdea niște declarație modestă. Cum a dat domnul Gâdea niște declarații ale domnului Arșinel, avem și noi niște declarații ale domnului Arșinel. Declarații de avere. De avere. Suntem prigoniți. Am rămas așa câteva luni de zile, am și tăcut din gură că nu știam ce să zic, cum să reacționez. Nu ni s-a mai întâmplat așa ceva. Mă afectează. Aceasta a fost reacția actorului după ce Nicu Șordan nu i-a prelungit contractul de director adjunct cu Teatrul Constantin Tănase în urmă cu doar câteva zile. Se pare că de supărare Alexandru Arșinel a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a acuzat o stare generală de rău. Actorul a sunat la 112, iar medicii au decis să-l ducă la urgențe pentru investigații medicale. Potrivit medicilor, actorul a suferit un puseu de tensiune. Ne-a șocat efectiv faptul
că fără să analizeze, fără să întrebe, fără să cerceteze, a zis nu 6 luni, 2 luni. De ce 2 luni? 2 luni. Eu rămânând ca colaborator, nu angajat în teatru, nu. Colaborator. În urma acuzațiilor făcute de către artist, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat. Alexandru Arșinel a fost și este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase, adică are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs. Până de curând era și directorul artistic, adică directorul adjunct al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-a mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul în calitate de actor. Este mesajul postat de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe contul său de Facebook. Iar declarația de avere a lui Alexandru Arșinel pare să-i dea dreptate lui Nicușor Dan. Asta pentru că actorul avea precizat pe anul 2021 un salariu anual de peste 79.000 de lei din funcția de director adjunct la teatrul de revistă, adică de aproximativ 6.500 de lei pe lună. Totodată Arșinel a avut parte anul trecut și de o pensie de peste 73.000 de lei într-un an, o indemnizație de peste 74.000 de lei de la Ministerul Culturii, o indemnizație de revoluționar de peste 33.000 de lei, venituri din dreptul de autor de peste 30.000 de lei și inclusiv o indemnizație de handicap de peste 10.000 de lei. În total, veniturile lui Alexandru Arșinel au trecut de 300.000 de lei doar în anul 2021. Pe lângă aceste sume de bani, Arșinel mai are și un apartament de 225 de metri pătrați în București, 3 case de vacanță în Sinaia, Dolhasca și Crevedia, dar și 4 terenuri în aceleași localități. Din informațiile pe care le avem în legătură cu maestrul Alexandru Arșinel, doctorul care l-a evaluat a stat de vorbă cu dânsul, până la urmă a făcut o evaluare asupra stării medicale și pe prescripția medicală cu care a ieșit domnul Arșinel scrie acolo așa: director adjunct Teatru Constantin Tănase. Așa scrie. E o prescripție medicală pe care o are domnul Arșinel de la doctor, că până la urmă pentru soluționarea stării de sănătate în care se află trebuie neapărat să fie renumit în funcția de director artistic, cum era. Care este, domnul Buzeanu, subiectul discuției noastre? E bună întrebare. Aș vrea, te rog, să mă lămurești tu. Pare este un om mult mai dumirit pe această tematică. Mărturisesc că maestru Alexandru Arșinel nu mă preocupă din punct de vedere al rolului său funcțional în cadrul conducerii unei instituții. Ne-a bucurat, așa am văzut că se formularea cu care trebuie să te defilezi pe Facebook, ne-a bucurat tinerețea domnului Arșinel, care ne-a făcut atâtea zile frumoase, ne-a bucurat pe noi ca români și dumneatale, ce vișii spune? Care e subiectul, că nu mă interesează? Păi n-am spus asta, păi nu asta am spus. Deci maestru Arșinel ne-a bucurat tinerețea, copilăria în cazul unora dintre noi, așa, în calitate de artist. Păi ție ți-a bucurat copilăria în calitate de director adjunct la Teatrul Constantin Tănase? Nu, dar e vorba ce de ce vrea omul acesta la 83 de ani pe care i-am respect. Nu mi se pare lipsă de respect în partea maestrului Arșinel. Deci vreau să-i văd declarația de presă maestrului Arșinel. De presă și de avere. Declarația de presă, o să o comentăm imediat, asta e declarația de avere. Da. Deci maestru Arșinel consideră că nu îl respectăm pentru că nu rămâne în funcția de conducere. Da. Eu cred că maestru Arșinel, care va împlini pe 4 iunie, dacă nu mă înșel, 83 de ani. 4 iunie. Frumos. 4 iunie. Da. Nu iulie. Nu știu, iunie. Atunci împlinește cineva. Așa. Frumoasă. Deci, da. Va împlini pe data de 4 iunie funcția de 83 de ani. Da. Și vârsta de director adjunct Șardoriu. Mi se pare o lipsă de respect atât din partea maestrului Arșinel să genereze acest subiect public, cu tot respectul pentru capacitățile sale de a se deghiza în orice, cu precădere în Doamne. S-a deghizat într-un instrument de tortură pentru Nicușor Dan. Deci mă interesează Nicușor Dan. Toți iubitorii domnului Arșinel acum s-au revoltat, deci, și sunt de partea Doamnei Firea, domnul Zanfir. Dar ce caută Doamna Firea în subiectul ăsta? Păi ce caută? Doamna Firea a pus mâna pe această armă Arșinel și a început să tragă. Haideți să lămurim ceva. Da. Deci maestru Arșinel trebuie respectat. Trebuie respectat. Un om la un 80, la 83 de ani trebuie respectat și lăsat să-și ducă, să se odihnească după o viață de muncă. Să exploatezi încarcerând în funcția de director adjunct un artist în vârstă de 83 de ani, mi se pare o lipsă de respect.
Și tu nu-l poți exploata pe omul acesta, care o viață întreagă a slujit teatru, cultura și ne-a bucurat copilăria și tinerețea, nu-l poți toarce de vlagă, obligându-l să rămână în funcția directora ajutorului. El a spus că vrea. Nu, că te lasă, că dânsul te sacrifică pentru noi. El a vrut, el a vrut să vrea, vrei, ca să zicem așa. Și aș vrea acum să-l calculăm un pic pe maestru Arșinel, sigur că opera artistică poate fi, nu poate fi, poate fi cuantificată. Hai ce să... Dar, vedem aici, domnul Buzean, adună matale. Ia ziceți, domnul. 79.366. 79.000 cât? 366, domnul Buzean. Bun. Plus... Da. 30.120. Doamne, 30.000, cât ai zis? 120. 120, da. Plus 33.720. Doamne, doamne, ce sume îmi dai? 33.720. Doamne. Plus 73.512. N-am mai, domne, n-am, 7-3. N-am mai făcut de mult. 7-3. Astea. 5-1-2. 5-1-2. N-am mai făcut de mult cu plus cu astea mari. Da. 7-4, da. 7-7-2, plus, da. 1-0, da. 8-0-0. Da, oprește-te, domnule, odată. M-am oprit. Și dau egal. Egal. Doamne, cât crește, e? Vă rog frumos să filmați. Arătați. Fiți atenți ce cifră onorabilă. Deci avem cifra de 83 de ani și avem și această cifră. Asta este venitul de anul trecut al maestrului Arșinel. Da. Sigur că prestația sa artistică nu poate fi evaluată în bani. Asta vreau să spun. Bucuria sufletească pe care ne-o produce nu poate fi cuantificată. Mă, dar la 83 de ani să faci scandal că nu mai ești director adjunct? La 83 de ani? Să faci scandal că nu mai ești director adjunct și că rămâi simplu colaborator? Gândești în felul acesta, e vorba de o formă de respect. Nu care e o formă de respect, o funcție managerială. Care, atenție, cum bine am spus, nu știu dacă m-ați auzit, poate nu erați atenți mai devreme un pic, poate ați deschis televizoarea acum, pentru un om care ne-a bucurat copilăria cu rolurile sale. Ne-a bucurat o calitate de actor. Ne-a făcut fericiți pe noi ca români. Ne-a adus atâta bucurie. Te-a bucurat ca director adjunct sau ca actor? Ca actor rămâne. Și aș mai vrea să atrag atenția. Să văd dacă... Dânsul am descoperit, mă rog, știu că a avut niște probleme medicale, nu vreau să vorbesc despre modalitatea în care s-a operat dacă... și s-a făcut acel transplant. Dacă vrei, da, ești invitatul meu după ce termin această scurtă intervenție. Da. Eu constat că maestru Arșinel primește și o pensie handicap gradul 2. Opa. Da. Asta am numărat-o? Da, am numărat-o. Asta e mai micuț. Da. Păi stai să-mi puțin. Cu handicap gradul 2 și îi transmit multă sănătate, mai exploatezi omul în funcția de director adjunct. Ideea asta de pensie, de handicap, nu știu cum se... Dacă așa scrie, handicap așa scrie acolo, așa handicap zici, citesc. Da, n-ai ce să-i... N-ar trebui într-un fel sau altul să compenseze incapacitatea de a munci? Ar trebui bă, să la 83 de ani mai vrei să fii director adjunct? O incapacitate de a munci. Și am parte la 12, să vedem ce venit avea pe lună. Și aș bine, îți dai seama că acum maestru o să spun, au ajuns niște tineri să-mi numere bănuți. Ultimul bănuț. Vezi că l-am împrumutat cu 100.000 de euro pe FISU. Vezi că am împrumutat o firmă cu 160.000 de lei. Adică, din punct de vedere financiar, maestru este o reușită. Spre deosebire de mulți alți artiști care, într-adevăr, au o bătrânețe, sună rău, hai să zicem pensie. Au o pensie nefericită din punct de vedere financiar și trăiesc cu greu. Dar maestru... nu e pentru dânsul această sumă alocată de handicap. Înțeleg că s-ar putea să fie pentru soția. Nu, soția are gradul 1 și e altă sumă, domnul Buzean. El are gradul 2. Ok, gata, am lămurit-o. Bun, problema e următoare, apropo de exploatare. Așa. Dom'le, dacă a-l exploata pe omul acesta este o situație extrem de nelalocuiei, ce înseamnă a exploata în modul acesta în public această situație în scopuri electorale? Cum poate să ni se pară toată chestiunea aceasta? Dacă vine un om și exploatează în scopuri electorale această situație pe care o vedem aici. Vine un maestru, un om care până la urmă văd că este îndrăgit de către români. O parte dintre români, nu toți românii îl îndrăgesc. Uite, eu de exemplu nu mă găsesc între îndrăgitorii, domnule Arșinel. Dar nu contează. Dar nu contează asta. Nu contează dacă îți place ție sau nu. Beneficiind totuși de această chestiune, cât de nelalocuit este această atitudine în care îl exploatezi pe omul acesta, care sigur vrea să fie în continuare, să aibă o funcție administrativă la 83 de ani. Sigur, ok, am înțeles. Vrea să fie manager. Vrea să fie manager. La 83 de ani dânsul vrea să fie am manager. Am înțeles că această stare a domnului Arșinel de maestru a fost foarte utilă în momentul când a trecut printr-o situație medicală pe care mi-e și jenă să o menționez, nu mă duc acolo, doar vin așa, razan. Păi da, totuși,
Totuși, până unde se mai poate merge cu ideea de maestru? Până unde se mai poate? Că dacă domnul Arșinel va vrea să fie primarul capitalei, da, și nu vei putea să-i aloci această funcție, va apăra la domnul Gâdea să spună: nu se poate așa după ceva, viață, după viață, nu în slujba teatrului românesc, nu sunt lăsat să fiu primarul capitalei. Eu aș vrea totuși să fac opinie separată, pentru că mie mi se pare, adică eu n-am valențele astea de evaluator artistic, dar Alexandru Arșinel, din punctul meu de vedere, pentru nișa sa artistică, este un reper. Deci în zona pe care a practicat-o, în zona artistică pe care a practicat-o, că nu e extrem de cunoscut pentru roluri dramatice, da, dar în zona sa de activitate, chiar cred că e o personalitate căreia trebuie să-i fie îngăduit să joace. Eu cred că artiștilor trebuie să li se permită să joace atâta timp cât își pot exploata talentul spre, iată, bucuria vârstnici. Adică stai un pic, aici tuturor. Nu e concurență, adică nu poate să joace rolul unui tânăr, joacă rolul pe care îl are el. Adică până la urmă stai un pic, aici nu punem în discuție chestia asta, aici vorbim de zona administrativă. Ce dar treabă are? Să fie și manager. De ce trebuie să fie și manager? Aș fi înțeles, domne, am nevoie de funcția aia de manager. Da. De ce? Nu pot trăi din cât câștig ca actor colaborator. Am o pensie mizerabilă. Sunt zeci de cazuri prezentate public de artiști, pictori, scriitori, poate și actori, cântăreți, care au o pensie din care nu pot supraviețui. Da. Și uniunile de creație găsesc formule pentru a le suplimenta venitul. Pentru că, într-adevăr, sistemul de contributivitate pe vremea lui Ceaușescu după 90 nu le a asigurat o pensie. Dar în cazul maestrului Arșinel nu se pune problema de o grijă financiară, de o supraviețuire și băi, ei singura sursă de venit rămânând 2 lei. Noi am prezentat această declarație de avere nu pentru a atrage atenția cât de bine remunerat e pe toate filierele maestru Arșinel. A muncit o viață întreagă, are niște probleme medicale, sigur că statul îi permite să obțină niște bani, are o indemnizație de merit, e și aceea remunerată. Noi vrem să atragem atenția asupra faptului că nu ne plasăm în fața unui caz social. Să spui, ai luat maestrului funcția de la gură. Nu! Maestru câștigă impresionant pentru România. Pentru România. Deci este remunerat pentru acest stadiu de maestru în care se spune că a ajuns. Iar vârsta de 83 de ani, având în vedere că vârsta de pensionare în România pentru bărbați este la 65 de ani, vârsta de 83 de ani mi se pare sfidătoare pentru a rămâne într-o funcție de conducere. Inadmisibil așa ceva. Cu tot dragul, cu tot respectul față de opera sa, dar se uită în ochii poporului român pe care l-a bucurat generații întregi. De copilăria ce atât român să pretinzi o funcție managerială la 83 de ani? Este sfidător în condițiile în care, slavă Domnului, ai venituri mult, mult peste clasa mijlocie activă. Luăm pauză la acest subiect, urmărim în continuare că mie că nu se termină aici. Că nu dacă așa a prescris medicul domnului Arșinel, domne, postul de director ajung ca să se liniștească domnul Arșinel, ok, înțeleg, poate că va trebui dat acest post pentru liniștea domnului Arșinel, dă-l doar dreptă-mă de post dacă omul este rău. Așa scrie, asta este până la urmă prescripția pe care medicul i-o dat domnului Arșinel, cu asta a ieșit în spital. Deci dânsul se simte jignit pentru că e lăsat doar să mai joace, dar nu este lăsat să managerieze. Lăsați-l, domnule, să manageze. Bă, e maestru în directorat. Domnule, lăsați-l. E maestru în manageriat. Da. Păi era maestru în actorie. Băi, pe actorie. Acestea fi spuse, mergem la o altă îngrijorare în care se stă în momentul de față, pentru că vedem că pandemia își continuă activitatea pe teritoriul României, își continuă activitatea și văd că a apărut o subvariantă a Omicronului. Deci am senzația că e un calcul matematic în care ne aflăm. Uite, 13 cazuri cu subvarianta BA2, deci este o nebunie totală, intrăm în ea și să vedem cum ieșim. Dar până intrăm în ea, trebuie să citim un mesaj. Dacă maestru Arșinel a ajuns de râsul vostru, ne merităm soarta, sunteți penibili. Ne primim de la un om care nu înțelege absolut nimic. Știți că deci, din bani publici, maestru Arșinel primește acum 5.000 de euro. N-a ajuns de râsul nostru maestru actor Arșinel. A ajuns de râsul nostru un cetățean de 83 de ani care face scandal în presă că nu mai e director. Nu ați înțeles așa ceva? Dați, Doamne iartă, mă pe acces direct, că a început de câteva minute. Pauză și revenim. Pauză, un minut. Ce pauză? Dă o pauză, că nu mai vreau să aud nimic. Hai să vedem. Cu Omicron. Această variantă BA2 se pare că este mai contagioasă decât Omicron și
ca idee, mai există încă două variante, subvariante de Omicron, pentru că, am mai spus, virusul, din nefericire, se va atât încerca să supraviețuiască. Specialiștii pneumologi spun că trecerea prin boală nu mai reprezintă o garanție în ceea ce privește imunitatea în fața unei reinfectări, cu atât mai mult cu cât noua variantă, BA2, este mult mai contagioasă. Se pare că inclusiv trecerea prin infecția cu Omicron nu conferă o imunitate suficientă încât să nu mai încordată această variantă sau o variantă ulterioară. Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că în România au fost detectate până acum 13 cazuri de subvarianta BA2 a tulpinii Omicron. Medicii afirmă că se așteaptă ca noul val să dureze mai mult decât cele precedente. Probabil că această nouă variantă va determina un val 5 mai prelungit, în sensul că fie va avea două vârfuri sau, mă rog, o perioadă mai lungă, pentru că această nouă variantă își va găsi și el locul în infectări și reinfectări la nivelul populației. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că România a devenit un loc periculos din punct de vedere epidemiologic, cu atât mai mult cu cât se preconizează peste 50.000 de infectări săptămâna viitoare. Uitați-vă în social media, uitați-vă niște lucruri care pe mine personal mă sperie și mă gândesc că România a devenit un loc extrem de periculos, atât din punct de vedere epidemiologic, cât și din punct de vedere al percepției acestor situații. Așa stau lucrurile, ați văzut o stare de îngrijorare și în legătură cu această tulpină, care era o stare de relaxare mai degrabă până de curând. Îi spunem bună seara domnului doctor Virgil Musta de la Victor Babeș din Timișoara. Bună seara, domnule doctor. Bună seara. Bună seara, domnule doctor. Domnule doctor, scoateți-ne un pic din această dilemă cu această subvariantă care sună ca naiba. Adică dacă stăm să ne gândim, pare ceva extrem de complicat, era destul de simplu, am înțeles, au apărut niște modificări ale virusului, am ajuns în această situație cu Omicronul, acum apare o subvariantă a Omicronului. Da, acesta este riscul în momentul în care virusul se multiplică foarte mult. Deci sunt foarte multe infecții, da. Și la un moment dat, în procesul de multiplicare, există riscul de a apare o modificare care să producă o variantă nouă. Pe moment însă nu se știe dacă această variantă are particularități din punct de vedere al patogeniei și al contagiozității, și așa varianta Omicron este foarte, foarte contagioasă, fapt care și duce la acest număr mare de îmbolnăviri. Ceea ce diferă puțin situația de la noi în țară cu țările vest-europene, unde și acolo numărul de infectări a fost foarte, foarte mare, mai mare decât în toate celelalte valuri, este faptul că la noi numărul de persoane vaccinate, procentul de populație vaccinată este mai mic. Ceea ce face ca să existe riscul de apariție a formelor severe la persoanele cu risc, adică la bătrânii peste 65 de ani, la cei cu boli cardiovasculare, la obezitate, boli diabet și celelalte boli cronice, pulmonare, renale și așa mai departe. Aici cred că este cheia, pentru că sunt țări care au observat că, datorită faptului că numărul de persoane care fac forme critice este mic și numărul de decese este mic, își permit să facă o relaxare importantă în ceea ce privește viața de zi cu zi. Noi, deocamdată, încă presiunea pe spitale acum începe să fie. Am văzut că până acum am suportat foarte bine numărul mare de cazuri, dar apar cazurile la aceste persoane cu risc și care sunt nevaccinate și care, din păcate, pun presiunea asupra sistemului de sănătate. Deci, în terapie intensivă se menține același procent sau a mai scăzut un pic cel care s-a obținut, să zicem, la valul precedent de 90% nevaccinați? Procentul este la fel de mare în ceea ce privește persoanele care sunt în terapie intensivă, da? Între 80 și 90%, ceea ce și din ceea ce privește formele critice în terapie intensivă, în acest val am văzut că până la 20.000, chiar 30.000 de cazuri, secțiile de terapie intensivă au fost încă cu locuri libere. Începe să se umple și aceste secții, iar, din păcate, eliberarea lor, adică pacienții să iasă din secția de terapie intensivă, este mult mai lentă decât pe secția obișnuită de boli infectate. Bun, aș vrea să mai adaug la discuția noastră, domnule doctor, sunteți adeptul ideii că, odată cu această tulpină Omicron, există o posibilitate importantă ca pandemia să se încheie datorită acestei imunizări de grup
de care e greu să scapi până la urmă? Cu condiția ca să nu apară aceste tulpini noi. Vedeți, e foarte greu să faci predicții din acest punct de vedere, pentru că de la începutul pandemiei acest virus ne-a oferit o serie de surprize și ce, din păcate, marea majoritate a fost surprize neplăcute. Dacă nu apar tulpini noi importante, la un moment dat, datorită contagiozității și numărului mare de bolnavi, există posibilitatea să se realizeze o protecție din asta în masă și cel puțin această boală, dintr-o boală pandemică, să devină o boală endemică și cu perioade în care vor crește numărul de cazuri și perioade în care va fi acalmie și atunci viața va fi normală. Noi avem speranța aceasta, este și o evoluție naturală a unei pandemii de a se stinge încetul cu încetul, dar nu mă pot spune cât de repede se va întâmpla acest lucru. Dar din maniera în care a evoluat acest val Omicron și sub aspectul ocupării paturilor de la terapie intensivă, credeți sau ar putea fi posibil să depășim acest val în care ne aflăm fără a avea o criză a locurilor în spitale la nivel național? E greu să fac această apreciere. Am speranța că se va întâmpla acest lucru, dar nu pot face aprecierea. Vom vedea în 2 săptămâni ce se întâmplă, pentru că probabil în decurs de 2-3 săptămâni vom ajunge la vârful acestui val pandemic și atunci vom vedea cât de mare este presiunea pe spitale, deci, și pe secretarii. Peste 2-3 săptămâni vom putea spune că depășim vârful pandemiei și intrăm într-o zonă de platou și eventual de, care nu va fi, cred că, foarte lungă și apoi fază descendentă. Depinde totuși de noi. Depinde cât reușim să protejăm persoanele care sunt cu risc și care sunt nevaccinate. Aici este cheia și dacă avem această putere de a ne proteja, eu cred că vom face față și acestui val 5. Sper că mai bine decât în valul 4. Bun, mulțumim pentru intervenție, domnule doctor. Domnul doctor Virgil Musa de la Victor Babeș Timișoara. Luăm o scurtă pauză, după care ne vălim cu un alt subiect important petrecut tot în zona artistică. Tot pe zona artistică rămânem. Schimbăm actorul, o să vedeți despre ce e vorba imediat. Năvălesc, repet, zapând tot timpul, năvălesc tot felul de persoane. Este domnul personalității maestri, cum e maestru, am văzut că și domnul Piperea este denumit maestru. Uneori, nu tot timpul. Este un tânăr maestru. Maestrul Piperea. Da. Așa. Năvălesc că... La avocați îți vine maestria mai repede. Păi e ca la polițiști, când te pensionezi mai devreme, aici devii maestru mai devreme. Mult mai repede, anticipat. Devii maestru anticipat. Cunoști maestria mai devreme. Da. Și maestru Piperea intervine în emisiuni cu tonul acesta și cu atmosfera asta în glas, în legătură cu ridicarea restricțiilor de pânțările civilizate din vest. Deci e și pe politică externă, maestru Piperea. Fiecare dată când apare subiectul, domnul Piperea, domnul avocat Piperea în direct cu noi, bună seara. Păi bineînțeles că ridică restricții. Tot timpul au această idee de... au acest ton pe care îl poartă cu ei de îndreptățire. E clară treaba, păi și-au dat seama că e o făcătură, e o pandemie, e normal că ridică restricțiile. Nu, e invers. E invers, ridică restricțiile pentru că pericolul blocării terapiilor intensive, odată cu această variantă Omicron, în țările în care oamenii sunt vaccinați, sau, mă rog, în care gestionează bine lucrurile, nu mai există pericol. Dacă nu mai există pericolul, ridică și restricțiile, normal, pentru că planul nu este să o țină pe flăcărica în casă, pe șoșocica în casă, să ia drepturile și libertățile, așa cum ați înnebunit țara de 2 ani, să ziceți că planul este să ne ia libertății. Nu! Planul este să nu se blocheze terapiile intensive. Când nu mai există riscul, nu mai există nici restricțiile. Și atunci, când intri în direct, bre, Piperea sau care mai sunteți pe acolo, maestru. Maestre Piperea, te rog. Când intrați în direct, intrați și cereți-vă scuze. Da, domnule, ne-am înșelat, într-adevăr. Deci nu era despre drepturi și libertăți, cum credeam noi, era despre neblocarea terapiilor intensive. A dispărut pericolul, au ridicat restricțiile. E simplu. E simplu, maestre. Încă din primele luni ale anului 2020 am început dialogul cu medici pe subiectul pandemiei. Și mi-amintesc că am discutat și cu domnul doctor Țincu fix această chestiune. Domnul doctor Țincu, cum credeți că o să scăpăm, dacă o să scăpăm vreodată de această pandemie? Și a zis domnul doctor Țincu, de regulă virusul nu își dorește să ucidă gazda pentru a supraviețui cât mai mult, știi? Vrei să căpușezi gazda, vrei să o ucizi, că dacă moare gazda, ce faci? Și atunci capătă niște mutații.
trece printr-o serie de transformări până când devine un virus. Sigur, neplăcut, că nu-i vreo mare bucurie să te virusezi, dar mai puțin spre deloc letal. Asta era explicația. Dar asta se poate petrece într-un an, în doi, în trei, în funcție de gradul de vaccinare. Oamenii ăștia, până când devine, ca să continui ideea, până când devine o simplă răceală. Da. Oamenii ăștia zbiară de la începutul pandemiei că e o simplă răceală. Și acum, când suntem în pragul transformării într-o așa zisă simplă răceală, ne spun că au dreptate. Ca să facem o paralelă, și îl includ aici și pe maestru Piperea, deși n-aș fi vrut să intru vreodată, păcatele mele, în contra-argumentație cu domnia sa. Mai ales că e vorba de o zonă pe care o stăpânește, cum este cea medicală. Absolut. Dacă, duci așa pe stradă, pe trotuar, și zbieri, plouă, deci afară e senin. O perioadă par nebun, după care apar la un moment dat face cineva vreun caloian pe undeva și începe ploaia. Și tu vii și spui, de când vă zic? Cam asta este situația de față. E o simplă răceală. Și când virusul devine, printr-o serie de mutații, o simplă răceală, să-i zicem, ne spun, păi de când vă zic? Uitați-o, de exemplu, pe doamna actriță Carmen Tănase, Flăcărica, așa am înțeles că este rolul, ăsta este rolul care a determinat-o în celebritatea domniei sale. Flăcărica apare acum, după ce a mai apărut înainte, în urmă cu vreo 2 ani la început, și spunea că exact asta. Dom'le, haideți că ne-am speriat degeaba, e o simplă răceală, când virusul producea niște pagube enorme în cadrul societăților. Acum Flăcărica a venit, eu v-am spus de la început. Uitați-vă și în asta, să o ascultăm. Lumea îi zice nazipas. Cam așa și este. Este echivalentul stelei galbene. Nu cred că mă duc prea departe. Sigur că acolo au fost niște orori absolut îngrozitoare. Pe care nu le diminuăm. Poftim? Pe care nu le diminuăm. Doamne ferește! Dar semnul, de fapt, este cam același. Sigur că au trecut atâția amar de ani, s-au găsit alte mijloace de a teroriza oamenii, mai mult psihic acum. Și se reușește cu succes. Una dintre nesimțirile care există în spațiul public. Stăpânește-ți limbajul, dragă domnule. Una dintre presimțirile care nu găsem, care există în spațiul public, mult mai bine, este cea legată de această comparație, de această asociere cu nazismul. Așa făceau naziștii, este Flăcărica. Așa făceau naziștii. De-aia, naziștii veniseră cu un program menit să facă oamenii să supraviețuiască. Ăsta era scopul, nu? Cumva, pentru limitarea prejudiciilor umane. Cu asta se ocupau naziștii, nu? Deci de-aia, practic, ei au făcut ce au făcut pentru ca să preîntâmpine pierderea de vieți omenești. Bă, care e legătura între ce făceau naziștii și acest certificat verde? Care poate să fie legătura între vaccinarea împotriva pandemiei și ce făceau naziștii? Dom'le, este o nerozie totuși la adresa suferinței poporului evreu pe care eu nu pot să o tolerez. Asta nu mai reacționează murarul ăla de la PNL. La asta nu mai reacționează. Nu îi se mai pare deplasat că e dus în derizoriu episodul tragic al Holocaustului. Nu îi se mai pare deplasat de putățelului PNL de Iași, pe care l-am prezentat și ieri în emisiune ca un neprofesionist. Care cum apropo, găsisem, să sunăm ambasadele. Nu mai sunt, bre, ambasadele. Nu ți se mai pare deplasat? Actrița Whoopi Goldberg, da, a făcut un comentariu cu privire la lipsa caracterului rasist al Holocaustului și a fost suspendată de pe postul cu care colabora 2 săptămâni până își bagă mințile. Era o problemă. Care veni și a spus, nu m-am mințit. Ea avea pe partea cu negrii problema. Da, mă rog, nu intrăm în detalii. Trebuie să intrăm, dar nu. Dar asta de-aia mi se pare mie ipocrit. Da. Un politician de tipul domnului Muraru, pe care l-am evocat și ieri. Știi că prezentam ieri cum și-a șters urmele că prezenta o istorie greșită, da, în articolul de pe G4 Media. Vezi că pe pagina lui de Facebook nu s-a sinchisit să corecteze, a lăsat-o așa cu greșeli. Deci, luați-vă deputații înapoi. Bun, să revenim. Problema nu e a doamnei Tănase. Carmen Tănase? Da. Ok. Nu e problema domniei sale. Problema este a noastră societăți. Pentru că noi nu înțelegem cum funcționează transferul de credibilitate și transferul de competență. Noi avem senzația că un personaj care a atins statutul de somitate într-un anumit domeniu primește într-o manieră automată competențe în toate domeniile. Deci dacă noi vom spune acum, de exemplu, fără a dori să o jignim, facem un exercițiu de imaginație, un dialog, iată, fictiv, cu doamna Carmen Tănase. Și doamna Carmen Tănase spune, știți cum sunt QR-codurile astea?
exact ca în semnele pe care le foloseau naziștii pentru a stigmatiza o parte a populației. Și noi spunem, doamne, spuneți niște prostii, dă jigniți, cum să spun eu, jigniți în primul rând niște victime. Da? Nu știu că e firesc în condițiile în care, cum să spun eu, minimalizarea Holocaustului este o infracțiune în România, domnul Buzeanu. Da? După ce a spus conducerea AUR că Holocaustul e o temă minoră, a fost declanșată o acțiune penală în REM. Da. Deci acolo s-a săvârșit o faptă de natură penală, au considerat procurori, când spui că e o temă minoră. Dar să compari Holocaustul cu niște măsuri de combatere a pandemiei, nu e, domne, tot o formă de a duce în derizoriu Holocaustul? Aici nu ni se mai pare că este transformarea Holocaustului într-o temă minoră? Când comparăm interzicerea accesului la mol. Asta făceau naziști. Fără nu-i certificat verde. Nu-i lăsau să intre la mol. Holocaustul. Nu e, domne, o încălcare a legii? Bun, dar dacă i-am atrage atenția, sigur, eu nu cred că trebuie, doamne ferici, poate cred ăștia că ați muțit procurorii. Păcatele mele, nu. Procurorii să-și vadă de treaba lor, dacă mai au o treabă în țara asta. Nici la chestiunea comunicatului AUR, nu știu dacă o proceda corect. Dar revenind, dacă îi spui, doamne, care mă întrebase că spune niște lucruri de parte de realitate, lumea ți se va dovedi ostilă. Fă-s-o. Așa te adresezi tu marii noastre actrițe? Păi de eu nu-i spun marii noastre actrițe că a jucat fals într-un serial rolul de femeie romă. Nu i-am spus asta. O apreciez pentru opera asta, dar faptul că e o mare artistă nu înseamnă că are habar despre istorie, despre politică, despre cum se numește, manipulare la scară globală. Dar e vina noastră, pentru că acum probabil vor veni niște comentarii și ne vor spune... Dacă ați ajuns să o duceți în derizoriu și pe marea noastră... Hai să vedem ce consideră doamna Carmen Tănase Flăcărica. Ce consideră? E un rol. Flăcărica, nu, e un rol care a definit-o totuși. Stai un pic. Poți să o asociez cu rolul ăsta care a definit-o. Aici nu sunt de acord. Bine, doamne, Carmen Tănase, marea noastră. E o actriță apreciată, talentată. Să vedem dacă putem să-i zicem maestra. Nu sunt biograful ei oficial. Maestra Carmen Tănase, de la anumită vârstă trebuie să devine maestră și dânsă. Nu vorbesc de vârstele, doamnelor. Bun, Carmen Tănase vine și vă explică totuși cât de grav a fost ce s-a întâmplat în această pandemie, exact așa pățeau și evrei la Holocaust. Ia să vedem. Libertatea, zice doamna Carmen Tănase, nu-i tănași cu ea, oai, asta e, nu-ți ia nimeni până la urmă, dar și logica, doamna Carmen Tănase. Nu-i și logica, să știți, ori oai, ori nu ai. Și e clară treaba că în momentul când vii și compari ce s-a întâmplat cu naziștii, cu ce se întâmplă acum, sigur că șansa ta e să pară, domne, un om fără logică, să nu te încadezi altfel. Vii și spui că libertatea o ai sau nu, n-are, domne, legătură libertatea cu a intra sau nu a intra la un restaurant, dacă ești trecut în boală sau ești vaccinat. Deci nu are nicio legătură libertatea, nu despre asta e vorba cu libertatea, că jigmi și ideea de libertate până la urmă. Deci faptul că tu nu poți să intri la un restaurant pentru că se încearcă totuși împuținarea, cel puțin în valul al patrulea, un val tragic, împuținarea numărului de victime, au fost atât de multe victime de era doamna Șoșoacă, dacă vă aduceți aminte la Marius Nasta, printre morți, printre cadavre, în afara, era în afara zonei în care i-au ținut, pentru că a trebuit să-i scoată pe afară, pe morți, nu mai aveau loc înăuntru, nu mai aveau loc înăuntru, atât de mulți erau. Foarte multă suferință. Asta v-a impresionat pe dumneavoastră, faptul că nu putea să intrați la restaurant, că nu putea să intrați la mall? Asta vă s-a părut dumneavoastră impresionant, că erau oameni care intrau și oameni care nu intrau? Asta vi s-a părut dumneavoastră important? Acum, pe de altă parte, mă gândesc, zic, mă stai un pic, asta cu libertatea. Mă, dar poate că unul e bolnav și poate că vrea să-și manifeste libertatea ieșind bolnav pe stradă. Poate că este un pic răcit, poate că-i cur mucii, poate că are COVID și este pe stradă că vrea să-și manifeste libertatea, că nu-i o ia nimeni. Că așa i-a spus ei, lui sau ei, Flăcărica la televizor, că domnule trebuie să-și manifeste libertatea. Mă, până la urmă să știți că trebuie să-ți manifesti libertatea, trebuie să-ți manifesti și rațiunea. Libertatea trebuie să fie într-o strictă legătură și cu rațiunea, cu logica. Aici este lipsă de logică, n-are niciun sens. Eu cred că e o vină și a executivului, a guvernului, a autorităților, pentru că în această pandemie au luat o serie de decizii stupide. Și eu cred că restricționarea... circulației a fost o măsură ineficientă și, cum să spun eu așa, o răutate gratuită. Nici eu nu cred că s-au comportat corect față de industria Horeca. Și eu cred că multe măsuri restrictive au fost inutile și doar de natură să dea senzația că se încearcă ceva. Dar eu le bazez pe incompetență. Sunt niște oameni lipsiți de experiență în gestionarea unei pandemii.
Mă, pe de altă parte, îți dă până cap să nu aglomerezi locuri în, da, mă, cu persoane, adică îți dă până cap, e o chestie minimă. Dar nu faci congres cu 5.000 de oameni la Partidul Național Liberal. Adevărat, așa e, nu faci congres, dar nu poți să spui deci, că măsurile statul astea... Statul s-a decredibilizat în aceasta. Multe n-au avut, din punctul meu de vedere. Dar unele au avut, sigur. Dar n-are niciun fel de legătură cu practicile unui regim autoritar de dinaintea și din timpul celui de doresc mondial. Are legătură, dacă în capul tău e un haos. Poți să produci și o legătură. Dacă în capul tău lucrurile astea se află într-un haos, sigur că pot părea să aibă și sens. Exact așa făceau naziștii și se luptau să-i țină în viață, pentru că până la urmă despre asta a fost vorba, domnul Zanfir, cu măsurile. Păi, să poți să controlezi la nivel sanitar o situație dramatică pe care se trece. Dar asta nu te înțelegi tu cu doamna Carmen Tănase, pentru că dânsa contestă că motivul ar fi menținerea în viață a unor cetățeni. Tu spui că de la asta s-a pornit. Eu sunt undeva la mijloc și cred că atât au putut. Atât i-a dus capul pe cei care au stabilit restricțiile în condițiile în care puternicul decident Raed Arafat este un pasionat al măsurilor restrictive. Pare în structura sa comportamentală să fie o trăsătură dominantă aceasta. În rest, ce spune doamna Carmen Tănase, vedeți și dumneavoastră, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim, apoi avem niște subiecte senzaționale.